Iată-ne la provocarea numărul 7. O provocare drăguță, așa cum am promis deja de ieri. Este un moment în care începem să adunăm roadele după multul efort de a înfrunta bucățele de greșeli, realitatei de greșite, și v-am pregătit la fel trei subiecte pentru astăzi. O să încep cu recomandarea, pentru că așa mi se pare mai ușor ca să intrăm puțin într-o poveste. Și anume, aș vrea să vă recomand astăzi să vă gândiți la echilibrul vostru interior. Și pentru asta să vă gândiți la cât este acid în personalitatea voastră. Și ce se întâmplă cu acel acid? Unde îl vărsați? Ce faceți cu el? Dacă este mai mult decât să-ți asigure echilibrul, atunci îți recomand neapărat, neapărat să faci un detox fizic. Da? Dacă este multă aciditate intelectuală, iată aici ne ocupăm în acest detox. Dar dacă este aciditate fizică, atunci este vorba de a face repejor, repejor un detox de toxinele din organism. Așa, și hai să trecem mai departe la provocările zilei. În primul rând, un subiect care pe mine mă deranjează foarte tare de foarte multe ori la voi, dragele mele, și anume faptul că vă minimalizați. Lucru care mi se pare atât de greșit și atât de inutil și atât de nedrept pentru voi, încât aș vrea să vă atrag, iată, semnul de exclamație, semnul întrebării și câte semne punctulețe vreți voi asupra acestui aspect. Și anume, de ce te minimalizezi? De ce minimalizezi viața ta? De ce minimalizezi sentimentele tale? De ce minimalizezi și ce minimalizezi de fapt? Pentru că foarte multe dintre voi vă căutați prin toată lumea, vă căutați prin toate poveștile, vă căutați prin eu știu câte joburi, atribuții, responsabilități și foarte multe lucruri, dar de fapt problema de bază sau una dintre ele este faptul că nu vă dați voie să fiți cu adevărat apreciate sau nu vă apreciați voi înșivă sau nu v-ați validat. E, asta este prima provocare a acestei zile, de ce te minimalizezi și pe ce subiecte, pe ce domenii și cât mai ai de gând să faci acest lucru. Apoi, subiectul numărul 2 se referă, bineînțeles, la soluția situației. Învață să te apreciezi din inimă și să fii sinceră cu tine. Apreciază și ce ai realizat, apreciază și ce ți-ai dorit, apreciază și timpul pe care îl ai, fii recunoscătoare față de tine însăți, fii cea mai bună prietena ta, fii cât se poate de caldă cu tine, dar și cu ceilalți, bineînțeles. Apoi, dacă ai nevoie de apreciere din exteriorul tău, învață să o ceri, învață să ceri feedback, învață să-ți aduce acea validare de care ai nevoie, dar înainte de orice, validează-te tu pe tine. Eu de foarte multe ori la ședințe și voi știți, vă recomand, fă-ți o listă cu cine ești tu, indiferent cu bune, cu rele, ia-te în brațe, așa ești și de aici încolo te vei îmbunătăți. Dar până una alta, degeaba alegi să fii hiperactivă, să ai cele mai mari realizări dacă tu pe tine, ca femeie, ca sentimente, ca trăiri, ca ce vrei, tu te minimalizezi și n-ai învățat să te apreciezi. Iar a treia provocare a zilei, ca să nu stau mult la discuții, este puțin mai fragilă, tot legată de subiect, pentru că există și varianta inversă, și anume foarte multe femei care se minimalizează aici și foarte multe gagici care au senzația că totul li se cuvine. Sau că așa se merită și li se merită să primească sau să facă sau să ajungă sau eu știu ce.
Deci, pe lângă de ce te minimalizezi pe anume planuri, pe alte planuri ai grijă să nu cumva să ai acea atitudine că totul ți se cuvine. Știu eu foarte mulți bărbați care urăsc foarte tare chestia asta la femei. Și aici putem dezvolta, pot să vă cer păreri și să îi rog să-mi scrie dacă am dreptate în cazul în care se uită la acest video. Dar știți și voi, sunt sigură, prieteni de-ai voștri care vă vorbesc despre alte gagici în acest sens. Deci evită să crezi că totul ți se cuvine sau că totul ți se pune pe tavă pur și simplu pentru că, fără niciun motiv sau, eu știu, doar pentru că știi să impui sau doar pentru că energia ta o cere. La un moment dat, karma îți arată că s-ar putea să nu fie tocmai așa. Și, de fapt, despre legea karmei nu o să povestim în acest detox, că nu face subiectul discuțiilor noastre. Dacă ai idee, știți despre ce este vorba, nu mai accentuez. Deci, ce ai de făcut pentru a fi sigură cât și ce ți se cuvine, cât și ce meriți, și să nu cazi nici în extrema de minimalizare, nici în extrema de divinizare. Păi uite așa, te gândești bine, bine, bine și îți faci o listă cu ce obiective mărețe ai și o listă cu valorile pe care te bazezi. Și aici nu trece nimic artificial. Trece doar valorile tale, alea de bază, alea frumoase, alea naturale, alea de care povesteam ieri, apropo de cât de apropiată să fii de natură, de ciclurile naturii, de anotimpuri și de mecanismele universale, iată, despre aceste valori mă refer. Deci poți să treci pe listele de obiective de bază, eu știu tot felul de lucruri precum vreau să ajung o deținătoare de premiu Nobel. Habar n-am, ce vrei tu. Vreau să scriu cel mai frumos roman de dragoste. Vreau să. Deci toate obiectivele alea cele mai de sus, da? Și apoi valorile pe care tu, natural, fără efort, pentru că, așa cum ziceam zilele trecute, multitask-ul ăsta e greu de gestionat. Și organizează-te să ajungi la valorile alea cu ceea ce ai și pe care te poți baza. De exemplu, căldura personală, valoarea de diplomație, valoarea de înțelegere, valoarea de inteligență, valoarea, toate aceste valori pe care tu știi că le ai și că le-ai perfecționat prin efort și prin construcția naturală și nu prin moduri artificiale. Am auzit eu undeva ceva și gata, pun eu știu, în vocabularul meu că e bine să-l îmbunătățesc cu 100 de cuvinte pe săptămână sau pe zi și mai adaug eu ceva. Nu. Lucrurile care le-ai făcut cu sârguință, să zicem așa, da? Și în felul ăsta vei ști și vei înțelege că acolo unde vrei tu să ajungi la obiectivele alea extraordinar de mari, trebuie să începi să crești aici la valorile naturale și să te apuci să depui efortul pe fiecare valoare pe care trebuie să o împlinești până vei ajunge la împlinirea dorinței respective, obiectivului ăla cel mai frumos și cel mai tare. Acum îi laud puțin pe bărbați ca să înțelegem, da? Iată că din punctul ăsta de vedere, ei nu prea se ocupă de frumusețe artificială, ei nu sunt așa de preocupați de, eu știu, estetizare și de alte lucruri și ei muncesc cu forțele pe care le au. Acum, forța lor cea mai importantă este forța fizică și rezistența. Noi, neavând-o, poate în egală măsură, suntem puțin mai într-un alt spectru energetic, să zic așa, și trebuie să perfecționăm mai mult la mecanismele noastre, de aceea mulți au, dintre bărbați au reușit acolo unde mai puține femei au reușit. Ați înțeles ideea? Știu că am explicat așa vast, tocmai pentru a vă ajuta să puneți lucrurile cap la cap și puzzle-ul împreună. Cam asta este pentru astăzi. Deci,
Te gândești dacă ai ceva acid cam mult în organism, obligatoriu un detox, nu sta pe gânduri, iar dacă e prea mult mental acidul, atunci mai apucă-te, mai citește, mai vezi ce mai faci, mai calmează-te, mai calmează-ți stresul, nervii și mai fă un detox sau ia-o de la capăt cu prima zi. Și ne vedem mâine la provocarea numărul 8, da? Hai! Spor la treabă și multe, multe, multe liste frumoase.